Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Uncharted 1. În ultima oară când ne-am întâlnit am pilotat între ghilimele, aș putea să zic așa, un avion și ne-am cam făcut praf cu el. Iar acum suntem într-o pădure de-asta amazoniană, cred că, aș putea să zic așa, unde Nathan, din păcate, este primit cu foarte multă căldură de către cei de aici, în special că ei ne-au și ajutat să aterizăm acel avion pe care noi îl foloseam să ajungem aici. Și acum încercăm să ne croim drum prin toate ruinele astea de aici, dar nu prea îmi dau seama exact unde ar trebui să ajung. Presupun că acolo, dar nu văd niciun drum foarte clar și nici foarte bine descris. Eu știu că am venit pe aici. Asta e o chestie, deci am venit pe aici. Stai așa să vedem cum ne putem face. Deci asta pot să mai deschid o dată? Asta nu mai pot să o deschid. Deci odată ce ai trecut pe aici e adios, ok. Deci dacă am trecut pe aici, înseamnă că toată nebunia pe unde ar trebui noi să o luăm este fix în față. Ok, să căutăm noi pe aici. Ah, da, și l-am pierdut pe Sullivan tura trecută. Nu știu ce a pățit săracul. A fost așa un pic ăla că cam înjunghiat cu un glonț. Ah, ok, deci o să ajung acolo sus. Mulțumesc, joc. Dacă jocul ăsta are hinturi. Da, a fost înjunghiat de către un glonț și na, s-a întâmplat să facă poc. Dar nu-i nimica, din păcate, da, din păcate că am jucat 4 înainte, știu că el este bine mersi, dar asta nu înseamnă neapărat că nu putem fi triși și tragici în același moment. Ok, zic că putem face o schemă aici. Nici să sare în spate, nu te lasă, vă, că... Să încerc să sar de aici așa. Nu merge. Oh, merge! Oh, nu credeam că funcționează așa, am crezut că e de-aia la altă, care nu funcționează pe stilul ăsta. Mamă, credeam că o să se ducă aiurea și o să cadă și o să pierd tot progresul pe care l-am făcut. Finally! Hai că am făcut și progres, boys, în sfârșit. Mamă, mi-a luat ceva, totuși să mă prind, uite. Hai că nu mai joc jocuri de genul ăsta, tind să mai uiți lucruri. Oh. Mă gândeam că e vreo comoară ascunsă aici sau era chiar un hău unde te puteai duce de binele. Ce faceți, băieți? Mamă, stai că s-au adunat băieții mei aici. Oh. Mamă, ce headshot i-am prins. Mamă, son of a bitch. Mamă, dar săracii n-au nicio șansă să fiu dacă nu. Bă, acau meu, lasă-mă ce faci prostii acolo, lasă nebunile astea. Cheery. Opa. Să cred că sunt ceva taliban pe aici pe care eu nu i-am întâlnit. A, doamne. Trebuie să sar? Ok, bă, că trebuie să sar. Oh, the F s-a auzit. Ioi. Mă întreb dacă săream oare în apă, muream instant. E, probabil că asta se întâmplă cât de cât. Dar se rup lucrurile pe aici în ultimul hal. Stai așa, bobiță. Ce faci, mă? Mamă, ăsta mini Dorian Popa să aruncă peste toate nebunile. Ho! Ce aia țără? Am tras și eu mai bine decât orice. Bă, dar le-am dat headshot, mă. Mă jur, pistolul e 200 de ori mai bun decât AK-ul ăsta. Parcă ca ăsta trage așa dubios și nu funcționează așa cum ai spera. Oh, trebuie să iau pe acolo. Oh, cucă. Ioic! Hai că a mers. Ah, bine mă că se rupe totul acum. Nu, ce faci? Johnule! Am crezut că sare cineva de sus, dar de fapt eram eu care pica. Am crezut că se aruncă cineva de pe cascada asta mică de aici, dar apare nu. Am crezut că el o să meargă în continuare, știi? De-aia n-am apăsat tasta de sărit, știi? Uite, vezi, asta se mișcă. Dar nu credeam că o să-mi dea ideea că bă, trebuie să și sari. Am crezut că merge doar să ții apăsat în continuu ca să sară repede, să treacă repede peste bucata aia care se bălângărea. Dar bine. E mai vechi jocul și așa că trebuie să funcționezi, să mergi pe regulile lor. Oh! Îmi place că se întoarce camera fix pe unde ar trebui să o iei. Oh my god! Hai că m-am și rostogolit de m-am făcut de... Oh, oh, oh. Și așa eram gata să sar. Oh, shit! Nu știu ce am făcut. E bine. Practic n-ar trebui să moară din atâta. Just saying. Pentru că practic până jos e de apa. Și, na. Ce ai fă...
atunci! Yo, da, ce e nasol la jocurile astea e cu direcția. Oh. Poate ar trebui să nu mai sar, zic eu. Mamă, deci trebuie să facem compilație cu morțile mele în jocul ăsta. Așa, așa, oh. De ce sar? Ar trebui să nu mai sar, ar trebui doar să merg. Nu, e nașpa că ăsta când sare, el chiar sare, adică, după bune, nu doar așa face mic hop sau ceva, el chiar se aruncă, face plonjon. Ok, fuh. Dacă asta e un lucru care nu mi-a plăcut niciodată la seria Uncharted, este stilul de a sări și de a face ceva. Ok, hai că am supraviețuit și nu mai murim așa ușor, boys. Adică acum mă împușcă unul și să mor ca un păcat. Chiar încearcă să mă împuște, țin cu pe partea aialaltă. Adică, na, bine. Bă, nu știu ce să zic. Aici pare a fi o opțiune. De ce stai cu un butoi? Ah. Oh. Ok. Oh, alo, alo, ok, ok. Ce faci, mă? Îți ai să sar pe mașină? Doamne, jocul ăsta e așa de pe pega la faza asta, nici măcar nu știu unde sunt, aici. Ce cretină e chestia asta. Eu mai, ok, hai că sar, că e bine, că nu știu ce, da. Așa crezi tu, John-ule. Stai așa, dacă nu văd pe băiatul ăsta, gata. Ok. Cum a? Ne folosim de mașină, perfect. A, era un... Doamne, sfinte, se soie. Am pierdut atâta timp aici când n-am pierdut nicăieri, dar măcar a fost distractiv, să intrăm pe că nu. Și în unele jocuri te frustrezi când mor, dar în ăsta se zice, pot să zic că e destul de distractiv și mi se pare hilar felul cum pot să mor aici. Wow. Gata, om. Headshot expert. Aia zic, om. Mai ținând cont că nu am aim assist, e ceva. Gata, o să te învii. Finally, am scăpat de mizeria aia. Uite, și aici când sare, el face un mic hop așa. Ah. Deci, astea nu merg explodate, am înțeles. Adică distruse, nu explodate, ca vazele alea din templu. Mai e ceva pe aici? Mă tot uit dacă găsesc ceva comoară sau... Oh, ne vor mai vorbi prea devreme. E aici. Uite-o. Am luat o chestie. Beginner Fortune Hunter. Ce? Niciun achievement? Wow, eu pentru asta lucrez aici, să fac achievement-uri, man, ce e asta? Aia v-am zic, dacă copacul ăsta nu are de gând să se rupă și el sau ceva? Părea prea țapăn. Pentru cât de putred era. Bușteanul putrezit. O, uite avionul meu. Bă, da, bine mai ateriza. Să ăla e meu? Da, pare a fi ăla. Bă, ce puțin ce am rămas din el. Dacă stăm să o luăm așa. Mi-au găsit harta, oare? Johnny-lor, lăsați-mi harta, mă, e tema de casă acolo, ce ați făcut? Do you know the way, mother truckere? Stai așa. Mamă cum i-am dat-o fix pe scăfârlie. Ce? Mă, prima oară că mi se întâmplă că rămân fără gloanțe. Gata, mă, băieți, ce ați făcut? Stai că mai vin. Ce fac eu? Dacă ăștia sunt mai mulți. Bă, ți-am nenorocit picioarele, mor odată. Gata, mă. Ai venit vreunul? Bă, pare a fi liber. Dar de la pare până la chiar a fi liber e ceva. Și am mai zis și tu de trecute, dacă mai țineți minte.
Oh! Good. Okay, it doesn't change. Good. Stai mă așa. Eu gloanțele alea. Pana mea. Adică eu caut gloanțele alea cu motiv, nu delta. Mă întreb dacă găsim harta aici sau ceva. Bă, da, a ajuns semi-intrig avionul ăsta aici, sincer să fiu semi-intrig pe jumate, dar totuși, ca și idee, de subliniat măcar. LOL, aia s-a păstrat întreagă. Nu pot să cred. Sweet. Păi și coordonatele care, pe care le-ai zis la aia? Ah, de fapt nu mă cred că mai contează acum. O să cadă. Elena înseamnă că e vie și a fost capturată. Mă mir că nu pică avionul ăla, sincer să fiu. Oh! Oh, cum am văzut pe ea? Shit! Ce scheme face ăla? L-a nimerit din aer pe ăla. Ce fac ăștia, mă, zici că ne jucăm Fortnite aici? Mă, că pe Fortnite am aim assist. Bă! Ești culme. Vedem că se trezește ăsta. Ce oameni frești. Mai vin? Cumva l-am împușcat pe ăla și a căzut cu față de pământ și a murit, cred că asta a fost. Gata, mă? V-ați calmat? E ok? E bine? Cred că e bine acum, boys. A, nu, nu, dă-mi acau, nu folosesc fiate shotgun-ul ăla, ce-ai nebunit. Ok, încolo trebuie să mergem. Am prins că trebuie să mergem încolo, joc. Stai, cineva trage pe mine? Nu știu, din mama măsii. Bă, rezistem, v-am mai făcut, bă. Mama asta voastră, să întreabă mea că nu. Îmi place că toți care poartă shotgun au exact aceeași înfățișare. E că până acum toți care au avut shotgun arătau exact la fel. Mă, că ești nesimțit deja. Trag în tine de mă plictisesc. De ce Dumnezeu ești făcut? Hai, mă, că mai ai prieteni. Comando! Că e de la filmul ăla din Uganda. Sau de unde o fi. Save Captain Alex. Bă, dar eu nu prea folosesc grănăzurile astea, bă, că eu atâta am grănăzurile astea o grămadă, dar degeaba. Să ajung să mai folosesc și o grenadă. Oh! Stai! Pă bune? Aia e scobitoare? Traducerea oficială e scobitoare. What the F? Aoleu, capcane. Am înțeles. Frumos. Ok. Ok, deci eu pot să ajung. Mamă, păi stai puțin, acum ești cu capcane. M-am prins. E bine. E ce trebuie, am înțeles acum. Aoleu. Mai așa s-au capcanele acum. Aoleu, aia s-a dus. Stai, țără. Încerc să sar în spate, dar nu observ cum. Nu pot să... Mă scuzi? Așa, mă. Nu mergea. Era cea genul ăsta. Sunt care trebuie să cobor aici, nu? Ok, a funcționat. O, măcar atâta, știi? Ce-a fost ăla? Am simțit un sniper. What the fuck? Ăla-i un ton. Wow,
What the fuck? Doamne sfinte, ce mi-a dat ăla. Bă, dar aveam ținta pe capul tău, cum de ți-a arătat capul? Ok. Băi, ești nebun. Ce Dumnezeu trage ăla, mă? Vreau arma aia. Oh! Ok, pe aia n-am văzut-o. Gata. Bă, dar bine că am și văzut capcana aia atunci. Stai, ce mai e? Super. Ok, trebuie să fiu atent la lingurile de pe jos că... Alu! Oh, ce v-am făcut, băieți? Oh? Gata. Mă, dar vreau arma lui ăla de sus. Aoleu. Direct. Ia-o pe aia. Duș. Adică totuși, dacă tot le am, ce să le folosesc? Boing. Comando! Mă, îmi place că le distrug și cover-ul. Mor, mă! Gata. Bă, nu prea mai am o totuși. Cred că asta e arma de o folosea ăla, nu? Asta e? Asta e. Da, asta e. Nu prea aș vrea să renunț totuși la AK pentru așa ceva, dar vreau să mă distrez o țără. Ah, nu pot să iau mai multe ammo pentru așa ceva? Așa că nu pot purta trei chestii. Oh, este așa. Uș. Doamne, dar greu se încarcă. Măcar să fac de cap aia. Oh! Ok, super, m-a simțit super. Okay. Măcar s-a simțit bine, știi? Ca și idee. Oh, ups. Nu prea am vrut să fac asta, dar să zicem. Ok, ia dă-și tu gloanțele astea de aici. Să avem nevoie de ele. Mi-a ce uită că gameplay-ul de Spec Ops The Line. Nu știu ce. Bine, Spec Ops The Line era mult mai... mult mai hardcore de atâta. Ah, pot să declanșez astea, fii atent. Ești nebun? Și pot să pornesc drumul înainte. Ca să mă asigur că nu mă mai rupe nimic pe parcurs. Și pistolul. Ok. Ah. Pare a fi ceva mai multă liniște pe aici. Acum nu știu ce să zic. Ah, dar suntem fix deasupra chestii alea. Adică unde trebuie să ajungem noi. Oh. Ce interesant îți mută camera. Ce? Oh, deja capitolul 5, fortăreața. Ați să sui pe piatră, că altfel nu funcționează. De fapt, stai aici pe Chioros, adică n-am observat asta de aici. O, da. Parcurs, boys. Băi, ca și cum ne-am jucat un Assassin's Creed bun. Adică chestia asta mi lipsea din Assassin's Creed, modul ăsta de cocoțat și chestii. A, lol, nu vedeam liana. Ok, a mers. Da, chiar că... A, nu mergi încolo. Doamne, cum e? Eu aș muri aici, sincer. Eu am și teamă de asta așa de înălțim. Mai îmi dai cu scene de asta așa, mi se moaie mie picioarele, da lui. Hei, măcar am ajuns bine. Cred. Cam beznă să fiu sincer, nu înțeleg nimic, dar fi. Spun că trebuie să spar cu o ușă de asta de aici, gen, să o deschid de aici. Dar nu pot. Ok, nici să dai cu pumnul în chestia aia, nu merge. Vreau să pocnesc o vază, să văd dacă merge, dar nu.
Oh, trebuie să-mi continui. Ah, ok, trebuie să-mi continui distracția pe aici. Nu, este total alt drum. Da, bine că el țopăia în sus, eu dădeam în dreapta și el nu voia să sară în dreapta și mă lase cu de-alea, like, aaa. Ok. Hai că a mers. Aia a fost o treabă. Oh my god. Oh, bust to the window. Hei! Asta a fost așa mai incognito, că naiba. Le micro Uzi! Mi-a plăcea pistolul totuși, da? Fie. Testăm și arma asta să vedem cum e. He's over here! Commando! Ok, micro Uzi e blană. Ioi. Prrrr. Unde-i mă? Nu, dă-te jos, mă! Bă, dar nu-l văd pe ăla de trage. Da, știți mă, la ei. Că nu-i văd, de serios nu-i văd. Bun așa. No, micro Uzi e fain, da. Da, tot pistolul e baza. Vai de mine și de mine. Ce faci, mă? Dă-se-mi comanda să sară, dar el nu, deci așa genul. Nu, n-am să sar. Ce faci, mă? Sari! Aia era, mă. Asta-i dus în comanda să sară și el. Deci să sar eu. A, nu funcționează așa cum voiam eu. Încerc să-mi dau seama de să ajung, a, cred că pe partea aia altă acolo. Și am văzut cu ochii mei, era o comoară. Dă-mi Strange Relic, ăla e un coi, un ou de paște. Relic Finder, nice. Luăm și achievement-uri de acum, dă-lea. Gloanțe. Mai multe gloanțe. Shotgun. Bă, shotgun-ul e fain, dar nu și la distanță. Adică va trebui după aia să intru în botul lor, să încep să-i împușc. Ai, uite, ușa acolo, distrusă. Oh, shit! Ce faceți, bă? Ce stătea ăsta aici? A, s-au mai schimbat aia care poartă shotgun-ul. Cum ați mai grași. Oh my god. Dacă e cam gri situația, știi? Ia-mă. Oh! Oh, ia-mă întâi fața, o leacă așa. Îmi place că el obosește acolo sau nu știu ce face. N-ai de capul tău ce i-am spart. Săracu. Bă, nu, mă, micro. Dă-mă pistolul, lasă micro Uzi-l ăla. Bă, ce l-am spoit pe ăla de acolo. Săracu. Spare sau în Uncharted 4 oare puteai să porți mai multe arme? Ori am eu o vagă senzație proastă. Cred că am o vagă senzație proastă, că nu puteai. Hmm. Oh, câte camere. Ah! Shit! Unde e? Mi-a tras în spate. Ce right between the eyes? Deci cu capul. Ok. Cred că și aici e ceva. Nu dau seama ce, dar e ceva. Ok, trebuie să mă duc înapoi jos la ăștia. Yoink. Nu rup capul, nu dacă mă arunc de aici, nu? Ok, sunt bine. Ah, deci încolo trebuie să merg.
Ah, ba nu, stai că nu-ți arată hint-ul bine. Am crezut că dacă ți-am apăsat în sus o să-mi arată bine, ar trebui să o iau. Ok. Și probabil e pe aici. Uite că e poarta asta aici. Opa. Dă-me. Păi spun că aici ar trebui să merg, deci... Ar trebui să mă duc pe sus. Mașina să nu funcționează, nu e așa, nu. Aaa, uite-mă acolo, trebuie să mergi, fraieres. Uite că am văzut acolo chestia aia. Așa să-mi croiesc drum cumva către partea aia de acolo, dar nu văd pe unde aș putea să mă duc. Poate pe sus e opțiune, asta e, poate pe sus era opțiune. Uite pe aici. Da, aici. Așa. Eleno! Ești bine, fata mea! Dacă ar mai fi aici, desigur. Bă, nu par. See, they're very good, very bad. De cap. Păi și ce ar trebui să fac? Să mă sui acolo aia, nu? A, nu-i nimic aici. Oh, 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 prosti ceva. Gata, mă. A, ce tare, își folosește pistolul să folosească zipline-ul. Ai un radio acolo. Elena, what the hell is she doing? E vie! Alo? Buca, Pintu! Si a băine, vițara se cara. Si el anlo! Ce patan, Buca, Pintu! Tai! Si it worked! Da, pe naiba. Oh boy. Ne. Bă, într-un fel a funcționat, dar... Da, spirit noise. Uite-mă de aici. Pe bune? Ia trei. Ce să-mi dau seama de unde mai trage? Bun. Gata, mă! Cred că i-am spart pe toți. Never mind, nu cred că i-am spart pe toți. Brrrr! Mai vin? Nu mai vin. Nu mai am nici gloanțe de armă de aia. Fuck. Bă, băiatule! Ia să iau pistolul ăsta înapoi. E fain magnumul ăla, dar... What? Au, pe bune, nu vă până acolo. Aaaa, nu văd! Am văzut butoiul prea târziu. Voiam să trag în butoi, dar am văzut mult prea târziu. Că e butoi. Hai că a mers. Ok, măcar a rezolvat o problemă. Yoink. Nimic pe aici, a? Se pare mie să alergă ceva mai repede prin apă. Da, cred că asta face, alergă ceva mai repede prin apă. Băi, dar cum a fost ăsta, mă? Noroc că am văzut butoiul. Că altfel mă nenorocea de minele. Închidem asta. Și glanțele și cred că suntem ok. Oameni buni, noi cred că ne oprim aici cu această parte din Uncharted 1. Dacă v-a plăcut și vreți să dați mai multe videouri de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!